Salutare YouTube și bine ați venit la un nou video. Astăzi o să facem Dacă mor închei videoclipul. Știți și voi că avem această miniserie, să zicem așa, în care mă joc League of Legends și dacă X, atunci închid videoclipul. Așa că astăzi, dacă voi muri, primul dead din acest video va determina închiderea lui. Apăsați butonul de like și abonați-vă pentru mai multe videouri de genul. Și hai să vedem cât de repede voi muri. Poate voi muri la acest invade. Sper eu totuși că nu, că vreau să mă joc meciul ăsta de Ezreal, sincer. Chiar vreau să mă joc meciul ăsta de Ezreal. Și... dar este o echipă foarte interesantă la inamici. Noi avem 3 AD carry, bine. 2 o să ducă AP, dar nu contează. Și ei au MF bot care se duce AP. Și s-ar putea să fie Ione top. Nu știu, vedem. Mă joc pe Ghost's Child pentru că pe contul meu... am stat 10 minute în queue și am zis, bă, nu mai stau atâta. Așa că am intrat pe contul să mă joc aici. Mi-a găsit meci în 10 secunde, ceva de genul, sunt platina 2. Dar nu contează asta. Contează să vedem dacă voi muri sau nu. Dacă fac 0 death-uri, atunci o să vedeți un video de, nu știu, 20 de minute probabil. Vedem, totuși, dacă auziți lătrături pe fundal, îmi pare rău, n-am ce să fac. A zis tu să facem level 2 cât mai repede posibil, așa că asta vom face. Se pare că apare copilul ăsta aici. Ok, man. Ok. Dacă crezi să facea vreun video acum, clar îl termina. Totuși vreau să fac cum o să decurg acest lane în MF. N-am văzut MF, sincer. Nu prea am văzut MF suport. Deci nu prea știu cum o să joace copilul ăsta. A, și nu facem level 2. Din două wave-uri, din păcate, dintr-un wave jumate. Că avem deja rămas în XP. Poate luăm un plate aici, da? Sau de fapt îi dau un Q-ul alea. Nu-i mai dau niciun Q, s-a ferit. Am runele standard, zic eu. Nu știu, am văzut că alea din experiență sunt mai populare. Cam în toate rank-urile mai puțin challenger. Da, tot pe astea că mi se par mult mai bune astea, sincer. Primești mult mai mult damage decât biscuiții, pentru că n-ați dau mai multă mana și cu mana muneu faci mai mult AD. Ai Q-urile mai rapid pentru că ai Transcendence-ul. Cu Inspiration-ul totuși ai mai mult movement speed, însă aș vrea să mă duc cu Trinity. Nu mă întrebați de ce mă duc cu Trinity, pentru că iau pe ăștia doi și aș vrea să le dau multe basic-uri. Dar m-am plictisit de Divine, pe bune. Divine-ul pe Ezreal e așa de plictisitor. Încât e cea mai bună opțiune pe el, însă mai trebuie să și schimbe, nu că n-ai cum să te joci doar cu un item pe bune. Aș vrea să mai fie meta-ul ăla cu Dustblade-ul, dar e super weak Dustblade-ul în momentul de față pe Ezreal. Ești foarte squishy și trebuie să-l joci cumva bruză pe Ezreal ca să ai succes cu el. Trebuie să-l duc la roam. Poate mor aici. Eu sper... Oh, ok, încă mai e bug-ul ăla pe MF. Îi dispar armele de mâini. Uite că plutesc, oh my god. Ok, calmați-vă, boys. Ce se întâmplă pe midman? Oricum, team compul nostru e mult mai bun decât al lor. Avem long range-ul clar. Avem 3 campioni long range. Și efectiv o să îi spargem cu poke-ul. De că asta e o mare nenorocită. Miss Fortune. A murit și... What? A murit și Twitch, ok. Tragedie aici pe Ghencea. Nu are nimic, băieți. O să stau eu aici sub turn. Eu head ignite. Unlucky. Vreau și eu să farmez dacă se poate. Nu pot să farmez, că dacă mă duc prea în față o să mă omoare ăștia. N-am item. Cu itemere clar puteam să mă duc în față. Să nu am plus că asta nu mă pot feri de o lui MF decât dacă îmi dau azi. Îmi dau eu. Da, n-aș vrea să-mi dau eu din EU, adică pe bune, what the fuck. Okay. Nice, am două assist-uri, let's go boys. Hai să pușim repede wave-ul ăsta, vine... E cannon? Cred că da. Ah, bă, nu vine. Ok, după wave-ul ăsta o să vină cannon. Nu mai stau un wave, sunt foarte low, man. Extrem de low. Lăs că-ți dea Twitch wave clear, că eu nu prea pot. Ok. Ok, boys. Ok, boys. Ok, boys. Ok, n-a murit. N-a murit. N-a murit.
Nice, let's go. N-am murit. Bun, video continuă. Video continuă. Nu știu cât mai continuă, dar va continuă. Bun, deci au ăsta și cum se face Trinity-ul, se face cu ăsta, ok. Să iau și pentru că și nu e superior. I'm gonna cry. Poți de treabă băieții ăștia, bă, în Platina 2 găsesc ce mai de treabă copii pe bune. Da, dacă mă joc și eu în Diamond 1, toți oamenii se tiltează cum intră în match, că nu se mișcă junglerul cum trebuie, faci un pas în stânga și ei vor să facă în dreapta. Fac urât. Hai că vin și eu. Îmi place foarte mult că Twitch o să fie pe toată harta. Uite, vedea și... What the fuck, erele TP, oh my god. Coordonare nota 10. Platinele vă lasă rece, let's go. Aici sunt Drake-ul. Să dea puțin AD în plus. Foarte bun AD-ul acela. Vreau să pop ăsta. Și... sar pe aia. 200 damage. Nice. Băi, Zeral pare el așa de slab. E slab, doar că e un bruiser pe botlane. Un bruiser botlane ranged. Și asta îl face destul de folositor pentru că nu-ți dă... nu poate să-ți dea încă nimeni one shot, pentru că o să fii destul de tanky. Că în build-ul normal el are Frozen Heart, are Mythic-ul care îi dă HP, poate să-și ia și boots de zi, boots de protecție, adică de armură sau magic resist. Deci el în... build are tot felul de iteme care îi dau putere și asta îl face destul de bun, însă e greu de jucat. Ok, ăla a fost un flash bun. E greu de jucat și în momentul de față utility champions sunt mai bun decât el. El este cum ar veni un late game scaling champion, doar că nu e zi campionul normal de late game. E campionul ăla care scalează foarte greu în late game. Pentru că în momentul în care zi s-a terminat early-ul, Ezreal are foarte puține resurse pentru că are wave clear-ul foarte prost și nu prea poate farma așa de bine. Ok, dau dodge. Aș putea să-l bapă ăsta aici, sincer. What? Oamenii ăștia tanchează tot. N-am me. Cu eu făceam double clear. În minigame se descurcă foarte brusc că nu are wave clear și mobilitatea pe hartă este aproape inexistentă, de aceea scalează foarte greu. Încă intră destul de greu în fight-ul, însă poate să apese rând în fundul cursii să aștepte ca echipa să facă ceva, dar nu te poți aștepta ca echipa să facă ceva. Și na, după aia în late game, dacă ajunge în late game, se descurcă relativ ok. Însă, din nou, o să aibă foarte mari probleme. Încă trebuie să stacheze Ramanou neapărat. Altfel nu dai damage cu Ezreal. Și mă așteptam match-a pur, îți iei Frozen Heart third item și aia îți mai ia din damage, însă te face extrem de tanky. Ok. Hey man. Nu mă așteptam să faceți asta, sincer. Chiar nu mă așteptam să faceți asta, dar aparent încearcă norocul cu copiii ăștia. A, lol, n-am mana. Ups. Credeam că am mana de râu. Chiar credeam că am mana de râu, man. Dacă aveam mana de râu, cred că o putem pe acolo, că nu se aștepta să dau wear. În fine. Momentan ne ducem bine, minutul 9, n-am murit. Video continuă, boys, video continuă. Trinity-ul se face imediat încă 600 gold. S-a dat flash. Se duce rast ăsta. E foarte bine pentru că rastul o să fie destul de ușor de omor din partea mea. O să-mi iau buții ăștia. Aș vrea să-mi iau ăștia de suine, sincer, pentru mai multă mobilitate. Dar având în vedere că îmi fac Trinity-ul, nu am nevoie de mai multă mobilitate, că o să am suficient de la acest item. Și încă o chestie, dacă vă uitați la video, dacă se uite cineva la acest minut, vreau să-mi spuneți în comentarii cum vreți să fie video-ul, să fie full gameplay, adică de, nu știu, dacă se ajunge la 20-30 de minute să postez video, sau să fie de 15 minute, maxim 15 minute, dar să fie editat, adică să fie cel mai interesant de părți din match. Lăsați-mi în comentarii părerea voastră și ce ați vrea să vedeți. Eu, sincer, mă uit și la full gameplay, dar mă uit la full gameplay în momentul în care am ceva de învățat.
Și cam asta e faza. Dacă na, e full gameplay, așa un meci interesant. Sincer chiar nu m-aș uita la full gameplay, m-aș uita la 15 minute din acel meci interesant. Dacă este ceva educațional, da, logic, o să mă uit la tot video pentru că mă ajută fiecare secundă din video. Ok, nu mi s-a dus eu pe Kai'Sa. Minus 100 damage. Însă cred că o bat pe Kai'Sa, e clar o bat pe Kai'Sa. Îi dau basic-uri de o nenorocesc. Deci nu se pune problema. Intră în toate abilitățile mele. Olo. Ok, cred că ai să termină video.